Contra unui mine, da? Conformitate cu dispoziția primarului Comunei numărul 41 din 00/2007, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce va avea loc în data de 13.09.2017, ora 16, la sediul primăriei Comunei Sanduleni, în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general al lucrărilor peste executat la investiția modernizare drumul local Sat Coman, Comuna Sanduleni, județul Bacău, și a deviziului general al investiției inițiator primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării de închirie a unei autobasculate, inițiator primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general al lucrărilor după încheierea contractului de achiziție și pentru investiția continuare lucrări de executare din gole și acostamente drum sătesc, kilometru 0800, Sat Perșești, partea stânga drumului. Inițiator primarul Comunei. Și la punctul 4 diverse. Deci, dacă sunteți de acord. Împotrivă, abține. Deci, la punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului general al lucrărilor de executat la investiția modernizare drumul local Sat Coman, Comuna Sanduleni. Și a deviziului general al investiției. După cum știți, contractul cu DPD Gheorghene a fost reziliat și trebuia neapărat să scoatem la licitație pentru că rămase de executat. S-a scos la licitație pentru că rămase executat din proiectul inițial. Deci toate valorile au fost cele date din proiectul inițial din 2013, nu au fost reactualizate, având în vedere că indicile preț-consum pe această perioadă 2013-2014 a fost de 0,98, adică este aproximativ de 100%, ceea ce ar fi fost mai corect să scădem acel preț cu 0,2%. Nu, 0,02%, nu a fost scăzut pentru că este o valoare foarte mică, infimă. Conform actul adițional numărul 3, încheiat cu DPD Gheorghene, lucrările rămase de executate erau în valoare de 31.314.635, adică 3.146.000.000. A fost scos lucrarea la licitație pe valoarea dată din proiectul inițial, în valoare de 345, adică cu 300 de milioane mai mult, DPD-ul a venit cu 300 de milioane mai puțin la licitație, iar la licitație a venit mai multe firme, 5-6 firme, și licitația s-a câștigat cu 295.000 de lei 0,13, adică 2.950.000. Asta înseamnă că firma care a câștigat licitația, societatea respectivă, a venit cu 196 de milioane mai puțin decât DPD Gheorghene. Da? Având în vedere că indicatorii tehnico-economici a unei investiții sunt dat de SFR-ul, noi nu am depășit acei indicatori tehnico-economici, mai mult de atât, valoarea de lucrări rămase de executat s-a micșorat cu 196 de milioane prin scoaterea la licitație, pentru decontare de către, pentru decontarea situației de lucrări de către MDRAP, ne trebuie o hotărâre de Consiliul Local pentru lucrările rămase de executat prin contractul nou întocmit. Deci sunt două devize, devizul general pe toată valoarea lucrărilor și rest de executat pe 295 de mii de euro. Întrebări. Suntem mulțumiți. La valoare, a scăzut valoarea, a fost 90 de milioane, se lucrează. Problema care e acum e cu podurile, dar sper să rezolvăm și acea problemă cu podurile. A venit în teritoriu pe amplasamentul investiției proiectantul, a precizat că o să-mi dea niște detalii de execuție pentru tuburile care dumneavoastră le-ați aprobat în proiectul de buget local aprobat în luna ianuarie, dar trebuie să ne dea detalii de execuție. În ce constă aceste detalii de execuție? Betonul aferent acelui pod este dat pe rigorile periate respective, adică cantitatea de beton există, ne mai trebuie detalii de prindere a tubului respectiv. Întrebări, discuții? Cine e de acord? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea luării de chirie a unei autobasculante. Inițiator primarul.
după cum știți, la sfârșitul lunii iulie, dacă rețin o bine înainte, autopasculanta Lava, dotarea serviciului tehnic din cadrul primării Sândure, a fost casată în vederea depunerii pe fonduri europene a unui proiect de achiziționare a unui multifuncțional. Prima condiție esențială de aprobare de către FEADL este ca în dotarea serviciului respectiv sau la unității respective să nu avem nicio mașină. A fost scoasă la casare, iar necesitatea închirierii unei mașini de tonaj mai mare este oportună, având în vedere că în anumite zone ale comunei se necesită balastrarea zonelor respective, cum ar fi zonia. Se va încerca închirierea sau folosința acestei autobasculante pe sume foarte mici, astfel încât să nu diminuăm foarte mult bugetul local. Adică să nu efectuăm cheltuieli foarte mari. Întrebări? Și are și dumneavoastră dreptate, pe poziția la intrare în sat în Gărșești, dar v-am explicat, a fost trecut decât 165 de metri rigor, eram forsat, șanțul era așa. Dar în teritoriu s-a constatat că sunt 270 ceva de metri. Adică proiectatul, în loc să scrie 274, a trecut 164. El a emis o dispoziție de șantier care este. A emis o dispoziție ca șantier pe aceste rigoare de la fosate, precizând că noi am trecut 164, unul de 274. Aceste rigări sunt în valoare de 48.000 de lei, fără aproape 60.000 de lei. Prin cumularea valorilor de la rigoare de partea stângă, cu continuare rigore pe partea stângă, noi am fi depășit acel prag de achiziție prin achiziție directă. Pragul de achiziție directă este de 100.000 de euro fără TVA, lucrări de construcție, iar prin cumularea celor două valori de la rigore și continuare lucrări de execuție rigore, noi am depășit acel 100.000 de euro. Uitați, domnul a emis dispoziția de șantier. Și atunci am deschis o nouă poziție pe lista de investiții, având planșe și proiect pe zona respectivă, având dispoziție de șantier, domnul proiectan emițând un deviz general, astfel încât nimeni să nu încalce legea. Am fost și la Curtea de Conturi, deviz general întocmit. Deci lucrările indicatorii tehnici economici sunt de 56, 154. Întrebări pentru proiectul ăsta? Prin achiziție directă, da. Aici pot să precizez, dacă pe un amplasament cineva câștigă o licitație, spre exemplu, acostamentele de la Berșești. A venit cineva la licitație și a venit cu o valoare mai mică, cu 10% din valoarea din proiectul inițial. Prima condiție esențială este ca pe acel amplasament să nu lucreze două societăți. Dar se poate să lucreze două societăți, dar în anumite condiții. Prima condiție este să-i transmiți o cerere de ofertă către societatea care a câștigat licitația, să vină la licitație pe acostamentele în plus, dar cu păstrarea prețurilor din
de la licitație. Dacă dumneavoastră a constatat pe timpul derulării execuției lucrării inițiale că a fost păgubit, adică a venit cu un vers foarte mic, el poate să nu accepte acea lucrare. Acea situație, ați văzut că a venit și domnul de la Rom Constructor, este pe șalpantă. A venit proiectul de la Verșești, prima adresă s-a transmis către SECE Rom Constructor să ne facă o ofertă cu păstrarea prețurilor din proiectul inițial vis-a-vis de înlocuirea grinzii roșiei. Și au venit cu valoarea respectivă, a acceptat și s-au încredințat. E achiziție directă. Achiziție directă. Procedura simplificată înseamnă altceva. Adică o valoare de peste 100.000 de euro, dar noi am combinat puțin aceste licitații, la noi a fost puțin mai diferit. Chiar cineva spunea, domnule, că la tine nu e nicăieri astfel de achiziție. De exemplu, achiziție directă, te poți să transmiți o adresă către orice societate, și spui să fac o cerere de ofertă pentru lucrarea respectivă. Noi am făcut altfel. Noi am făcut fișă de date transmisă pe SEA, pe adresa de e-mail, adică am combinat procedura simplificată cu un fel de achiziție directă. Adică condițiile pe procedură simplificată sunt mult mai mari, adică întocmirea unei fișe de date cu anumite documente de depunere, certificat constatator, mai mulți participanți, ca să vină cât mai mulți participanți. De exemplu, ședința trecută, la toate achizițiile pe care le-am făcut noi acum, achiziții directe, și sunt 4-5 achiziții directe, au fost câte 5-6 ofertanți. De ce valoarea de pe D. Gheorghen este mult mai mare decât SECE Maldrag? SECE Maldrag a participat la toate licitațiile și au pierdut la toate licitațiile. Acum pot să dau să mai explic ceva. Pe zona comunei Sandoveni lucrează mai multe firme. Deci nu lucrează numai o firmă. O firmă a câștigat dispensarul cu școala Verșești. O firmă a câștigat școala de la Rigorile de la Verșești și școala de la Sandoveni. O firmă a câștigat drumul de la Verșești. Deci, atât. Întrebări? Ai cineva ceva? Dacă nu, se punem la vot. Cine de acord? Împotrivă? Nimeni. Abținere? Punctul 4. Diverse. Aici, dacă îmi permite să fac o sinteză. Știți că în ultima ședință v-am prezentat că s-au aprobat două proiecte pe Planul Național de Dezvoltare Locală. Canalizarea și construcția unei grădinițe. Și vă spuneam că dacă ar da Dumnezeu să ne aprobă și modernizarea de drumul local, 6 km. Mâine, vin în vizită teren cei de la Iași pentru modernizarea drumului, 6 km. Eu ți-am spus că vor veni în teren. Aseară asta până la ora 7, când mi-a solicitat și pe bună dreptate, adică mi-a solicitat în SFIU, sunt anumite puncte de interes. Și punctele alea de interes erau puțin mai așa, mai Biserica Romană Catolică Foma. Eu n-am știut că Biserica Romană Catolică are denumirea de Biserica Romană Catolică Sfânta Maria Foma. Dar într-o hotărâre de Consiliul Local de implementare, privind punctele de interes al zonei respective și agenții economice din zonei respective, erau trecute de numire corecte. Domnul Romeu Constantache ne-a transmis și doamna Raluca Anastasie, să transmit, să poziționez pe toate situațiile aceste puncte de interes. Eu le-am poziționat, dar le-am poziționat ca Biserica Romano-Catolică Coma. Trebuia să zic, domnule, Biserica Romano-Catolică Sfânta Maria Coma. Și atunci, aseară am stat cu el. Sfânta Maria Regina. Sfânta Maria, da. Și cum era denumire. Dar trebuie și astăzi am fost la Bacău, mâine la ora 4 vin la vizita în teren, domnul Romeu Constantache și cu doamna Raluca Anastasie. Deci eu vă spun, sincer, este o bucurie dacă ne-a aprobat acest proiect de modernizare, având în vedere că 6 km de asfalt e o valoare foarte mare. Cum stăm pe cele două proiecte? La canalizare v-am spus că au venit și la canalizare au venit la vizita în teren. Am vorbit cu domnul Tovătoi la Iași. Iașul a aprobat, dar nu ei sunt cei care aprobă proiectul, cei de la București. Documentația s-a transmis la București. Dar problema este că obținerea acestor avize este atât de greoaie. Din certificatul de urmărit, mi s-a dat anumite avize de obținut. Sunt foarte greoaie. Și vreau să spun.
eram sigur undeva o să mă împotovesc. Dar mi-am împotovesc, a fost încheiată doar de contractele, deci așteptăm întocmire. Cel mai greu a fost pentru documentația de avizare de la APE, direcția APSR. Domnule, este ceva ieșit din comun. S-a încheiat un contract cu o firmă de la Suceava de obținere acestei aviz de la APSR. Cum se obține acest aviz de la APSR? Pe fiecare pădure care intersectează zona respectivă se va efectua studiul hidrologic. Mai mult de atât, pe baza studiului hidrologic efectuat pe zona Tazărăului s-a constatat că avem un debit foarte mare, un debit de inundabilitate, un debit de 1%, asta reprezentând că la odată 100 de ani va fi inundație. Având în vedere studiul de hidrologic, trebuie întocmit un studiu de inundabilitate. De ce se va întocmi acest studiu de inundabilitate? De amprasare a stației depurare. Adică stația depurare nu poate fi amprasată la baza pământului. Se va ridica un zid de 2 metri, iar în interiorul zidului, la o înălțime de 2 metri, se va pune stația de epurare. Deci, ne costă foarte mulți bani. Enorm de mulți bani. Numai documentația, deci două documentații. Avizul de amprasament al stației de epurare, plus avizul de la direcția APSIRET, plus studii hidrologice, plus studiile de inundabilitate, aproximativ 17.000 de lei, 170 de milioane. La drumuri naționale, aici iar avem o problemă, cei de la drumuri naționale sunt stat, m-am vorbit. Mi-am întocmit un proiect, am chiar un contract, o firmă de proiectare de la Iași, mi-am făcut documentația, cum am dus la Bacău, că vrea aia, iar din nou. Deci este foarte greu. În general, stăm foarte bine cu toate documentația, am obținut avizul de la EUNA, am obținut multe. De la Ministerul Apărării Naționale va trebui să obținem avizul de la Ministerul Agricol, nu știu ce denumire, de la Minister, dar și ăla se poate obține pentru că am făcut studii pediologice, toate, astăzi ne-am dus la NIF, nu trebuie OCPI. Deci eu zic că stăm bine la documentație, chiar foarte bine, dar, nu știu, sunt reticent cu acest aviz de la Drumul Național. Este foarte greu de obținut. Foarte greu. Da? Să vedem ce se întâmplă. Ei spun așa, domne, îți dau avizul, nu îți dau acordul. Dar mă pui să plătesc de două ori. Îți plătesc și acordul și avizul. Păi eu plătesc acum 12.000 de lei pe proiect, iar pe aviz îți mai plătesc nu știu ce. Adică, iar la acord trebuie să obții autorizații pe fiecare zonă. Țin minte că la alimentarea cu apă, am cheltuit 60.000 de lei, 600 de milioane să obținem un aviz de la Drumul Național, constând în 27 de cadastre, 170 de milioane pe 27 de ridicări topo, plus 228.000 de lei pentru autorizația ferel de investiții. 5 autorizații am impresia că sunt. Ei sunt pe zonele respective și se plătesc la numărul de kilometri. Au o taxă ei pe kilometru și deci stăm foarte bine. Numai că e de muncă. E de muncă și sper ca să reușim. Întrebări, dacă... Domn primar, vreau să vă întreb. A început școlile? A început. Ce face nave copii cu navetele care tot ziceam de refugiu ăla la comună acolo? Până că nu se va întâmpla o catastrofă, nu văd că nu ne mai mișcăm nimic. Din 2014 a zis că cineva a inițiat o cerere, în 2016 am preluat eu discuția, iată am împotmărit că a zis că faceți dumneavoastră nu știu ce. Da, ne greșeai de practic. Nu, dar este curbe, sunt două curbe periculoase, sunt o grămadă de copii care se duc la unești și spre Bacoș, se poate întâmpla, ca copii, ei se joacă. Și se poate întâmpla o catastrofă. Dar nu mai reușesc. Nu mai reușesc. Păi vă ajutăm. Ziceți ce? Păi da, eu v-am spus, eu mă duc cu că faceți documentații, nu mă duc nu trebuie, nu trebuie, că am fost peste tot. Ei au spus să intru decât un metru. Dar eu intru 2 metri. Am fost peste tot. Deci trebuie doar să ne apucăm de lucru. Deci totul e ok. Am fost și cu acolo, simplu, cu domnul Mișteanu, am fost acolo. Avem aprobările? Da, dar nu-ți dă niciunul. Trebuie să mă apuc așa verbal. Nu-ți dă nimeni nicio aprobare. Doar la vita? Dar n-ai ce. Păi atunci hai să ne apucăm, n-avem mașină. Dar avem remorca asta, cine a sunt de pe... Da,
putem să o închiriem o zi și putem să-l salvezi pământul ăla, poate că s-ar putea nici nu trebuie să-l cărăm. Îl nivelăm în șanță și cu asta iese. După aia niște balast acolo și-a terminat problema. Hai de clar, nu mai reușesc. Eu spun să... Păi vă ajutăm, ziceți ce să fac. De exemplu, eu vin în ajutor. Mașina într-o zi, cu aia, stai și te ocupi acolo. Păi eu stau acolo, dar știți, vine ăla de la Domnul Național și întreabă, ce faci, cum? Dar stai eu, îți dau o dispoziție ziua respectivă să te ocupi din lucrarea aia. Da, poftim. Și am intrat în exerciții uburi când mai curgea pe la mare. Nu, mă, nu trebuie acolo, apă n-ai trebuit să te mai ajută. Ăla prea ala, nu vine apa acolo. Este poza mai sus la lucrurile. Nu vine apă pe alea. Nu vine apă. Dar și nu mai reușesc. Iași în continuu. Vă dați seama ce avize trebuie să obțin. Eu stau până întrebarea câți vor reuși să obțin aceste avize până la data de 31 noiembrie. Eu nu știu. S-au aprobat atât de multe investiții, dar obținerea acestor avize prin certificatul de urbanism este foarte greoaie. Chiar am fost la domnul Stoina și i-am explicat ceva. Și nu este corect. Domnul Stoina, la început, a fost reticent, pe urmă, nu a spus că am dreptate, a rămas tot așa, dar a rămas și că du-te la doamna arhitect. Certificatul de urbanism pot fi emise de două ori. Ei spun că nu poți emite de două ori un certificat de urbanism. Ba da, un certificat de urbanism la faza de SFL, unde se pot obține doar avize de principiu, adică nu mă pune să muncesc atât de mult, să dau atât de mulți bani și certificatul de urbanism la faza DTAC. Ei, la faza DTAC dăm eu să semnez contractul. Ce vreau să spun? Obțin acel certificat de urbanism, semnez contractul, după semnarea contractului, eu trebuie să fac DTAC-ul. Dăm certificatul de urbanism la DTAC, astfel încât eu să pot să semnez contractul cu ministerul. Eu dacă nu pot să obțin, spre exemplu, cheltui foarte mulți bani. Da. Eu nu pot să obțin acel aviz de la Domnul Național. Ce fac? Spuneți și mie, am cheltuit din bugetul local o anumită sumă și prin și o finanțare de la Minister, din cauza Domnului Național. Am fost la ședință la Bacău, unde a fost 30 de primari, cei care au probleme astea, și toți au așteptat să iau eu cuvântul. Toți au așteptat pentru că au știut noi ce probleme am avut aici la Sandoen. Deci este greu cu Domnul Național. Adică cheltuie atât de mult bani, nu știu la pe partea dreapta a drumului, ăla se poate rezolva singur. Avem loc și nu am mai reușit pe... Am mai făcut ceva. Am adus un proiect de la Onești. Da? Unde îl plătesc, mi-a cerut 1800 de lei pentru betonarea tuturor stațiilor de copii. Da? Am chemat să-mi fac un proiect cu liste de catedrăți, că nu poți să te duci să dori beton dacă n-ai o hârtie în care nu-i trebuie. Dar vreau să zic de am chemat un proiectant, achiziția este făcută pe SIAP de 1800 de lei, da? Să-mi fac un proiect pentru toate și pentru parcarea de aici, dar nu mai reușesc. Vă ajutăm, știți, dacă am derogare la mână, mă duc, îmi dați bucă, orice de... Știți că în cazul ăsta trebuie să vă legătură și cu districtul de drumul ăsta care aparține, că ne-ar trebui niște semnalizare acolo, nu-i chiar așa, opresc două curbi. Dar mi-a spus domnul de la Samunț, Domnul Național, cu o zi înainte că... Așa. Mi-a spus asta. Domn Vasile. Da, domnul Vasile e un domn. Și inginerul șef și toți sunt băieți. Da, bine. Trebuie să fim băieți cu ei buni ca să fie și ei buni. Da, altă întrebări. Deci, în el, mâine nu vine la vizita în teren? Doamne ajută! Altceva ce bună. Doamne ajută. Avem 3 proiecte europene. Adică putem să ne mândrim cu cele 3 proiecte europene. Nu știu ce comun au depus acum 3 proiecte europene. Și toate sunt, s-ar putea să fie eligibile. Numai la grădiniță s-a stagnat puțin, pe bună dreptate. De ce? S-au aprobat foarte multe unități școlare cu Planul Național de Dezvoltare Locală. Nu prin Planul Național de Dezvoltare Regională. Și o zic, dom'le, ai aprobat și aici, dar sunt multe și aici. Hai să vedem cine se duce aici, cine se duce aici. Cu toate că, spre exemplu, eu, canalizarea, stau în stand-by. În ce sens? Aici pe afil îmi dă 1.000.000 de euro. Sigur. Aici îmi dă 1.600.700, dar nu știu când îmi dă. Adică, sunt de vorbă primar cu experiență, nu pot să zic că am experiență, am zis, bă, du-te acolo unde sunt bani sigur. Nu te du acolo unde nu știi să stai. Te duce pe afil unde sunt bani sigur. Și pentru...
Da. Adică, pentru mine, vă spun sincer, 1 milion, 1.500.000, 1.300.000 drumurile, 500 sau 600 grădinița, plus școala asta 250.000, plus aia de la Meșești 250.000. Deci vreau să spun că avem, dacă se vor aprova toate investițiile astea, care le-am depus și văd că ar fi cam 5 milioane de euro. E o sumă foarte mare pentru comuna noastră Sântuia și țin să mulțumesc tuturor că ați contribuit la aprobarea acestor proiecte. Adică nu poți să faci tu singur ca și primar. Trebuie să ai o colaborare cu consilieri în același timp și ei să judece cu înțelepciune că nu, până la urmă, nu face, fac eu pentru mine, faci pentru comunitate, pentru cetățeanul. Și așa n-am nepoți la țară sau asta, dar dat pentru copiii, cei care... Și aici, de aici, spre exemplu, pe proiectul de drumuri, da? Drumul a ta a fost pus drumul a ta. Deci drumul de acolo de la intersecție la deal a fost pus drumul a ta. Proiectantul zice, nu e niciun punct pe drumul ăla. E ce mic e, locul din veci. Nu, nu e niciun punct. Plus că asta mai neagă și satul la Orșan, da? Și... și mi-a zis să dau jos, și să mă duc pe un drum care să iau, să iau două puncte. Și am pus drumul de la... de la... ce avea? Satul. Da. Adică a fost vorba de punctaj. Și am făcut ridicări topo și pentru mata, iar pentru mata, pentru că se aia, o să fac betona. Și la unde se ridică, de exemplu, de la ceapă, unde se ridică? Sunt niște condiții. Nu, sunt niște condiții. Sunt niște condiții. Legătura dintre drumul comunal cu drumul comunal. Legătura dintre drumul național cu un drum județean. Spre exemplu, noi avem 51 de puncte. Helegiul, care este o comună, mult mai mare decât noi, au 46 de puncte. Puneți-vă întrebarea, de ce Helegiul au 46-47 puncte, iar noi 51 de puncte? Și vă spun de ce. Noi avem legătura între drumul județean și drumul național, care face 12 puncte drumul de la Moara. Eu sincer, și nici dumneavoastră nu ați fi pus acel drum niciodată, s-a asfaltat. Dar dacă pentru puncte, deci eu, dacă scad 51 minus 12, câte puncte ar fi fost? 39 de puncte. 39. Și eu nu intram în evaluare și mâine n-am fi venit cu 39 de puncte. Evaluarea dosarelor depuse se fac până la 50 de puncte. Dacă ai 25 de puncte, nu ți-au acordat ție fonduri europene cu 25 de puncte niciodată. Și atunci nu am pus terești de orice, că domnul primar știe că ai pus 3 proiecte atunci. Pe urmă, pe Verșești, nu am pus niciun metru de asfalt. Pentru că nu am puncte. Și pe mine nu mă interesa să fac drumul la Verșești. Mă interesa să am punctaj, să faci ceva. Iar la Verșești o să continuăm prin bugetul local. Ce putem? Alte întrebări. Să-mi trimiteți pe Sorin în toată comuna, să mă ridic chiar decurile. Să le dea cu vără, să le la 8. De la 9, pe la 9, să le dea la 8. S-a 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 la 8. E bine. Da, e bine. Da, e bine. Eu, sincer, îți ne-am mulțumit cu timpul aceste pietre. La Stufă, trebuie 3 puncte foarte niște balastru. Neapărat. Avem 3 pădețe din țeavă, rămas țeavă la sus, de-abia repara mașinile, fac 4 cursi pe zi. Nu s-a redim, numai eu fac, 12 fac. Ce s-a stabilit până la urmă cu învățătorul? Dacă nu se stabilește... Eu știu, poate vine domnul. Nu mai dau o mașină dacă nu se stabilește ceva. Eu nu pot să cheltui pentru 3 copii... Am făcut. Eu nu ți-am făcut 180 de kilometri, eu am făcut 170. Dar nu se poate așa ceva. Pentru 3 copii să duc eu, pentru 2 copii să mă duc la Stufu, 2 copii tu, adică pe zi fac 4 drumuri degeaba pentru 4 copii. De ce? Pentru că deci nu s-a cu grădinița am dus 4 la Stufu, am adus 4. Dar eu acum la 5 de zi duc înapoi și am ajuns la materie. Astăzi, ieri, astăzi, stați din gură, mâine se va face situația și va mai cheie. Adică, până la urmă, este interesul copilului. Nu pun eu un profesor, prata cu oasă, dau a doua normă, doar ca să aibă a doua normă, și eu sunt cheltuit din bugetul local 300 de milioane pentru tine. Am trebuit să... Ne-am descurcat bine, bine știți, fără... E o problemă. Sunt două doamne educatoare, aici sunt durere. Și niciuna nu vrea să se ducă acum, după amiază. Amândouă dimineață. Ceva de genul ăsta după amiază. Și niciuna nu vrea. Vreau amândouă să stea la Sânduieni. Pentru că stau amândouă la Sânduieni, primăria face 6 drumuri în plus pentru 4 copii. Copiii la gura 1. Și a fost din gură astăzi, mâine, vă luați atitudine. Adică nu putem noi să ne permită să cheltuim atât de mulți bani.
De ce? Adică, până la urmă, interesul copiilor. Și aici vreau să spun, să precizez ceva. Nu știu care dintre dumneavoastră a fost la festivitatea de deschidere. Sunt foarte nemulțumit de învățământul de la Coma, din, în general de la Coma, de la Coma. Foarte nemulțumit, adică nu se poate ca din 22 de copii să-ți ia la evaluarea națională unul singur. Nu se poate la matematică și din 22 de copii să-ți ia 5 la română. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Și mai mult de atât, să vină cu propunerea de acordarea calificativului foarte bine pentru cadrul didactic respectiv. Și eu am fost cadrul didactic și Neiunic a fost cadrul didactic, dar nu se poate din 22 să-ți ia unul singur la matematică. Domnul profesor de matematică, Dumnezeu să arăte al meu, spunea așa, domnule, dintr-o clasă de 22 de inci, spunea, 11 sunt mai slăbuți, dar 11, jumătate, te descurci cu ei. 50%. Sunt și o frază, domnul primar, sunt de vină părinții că știți de ce spun? Pe un copil la 6-7 ani, când vezi tu pe buzii lui că ce îți spui, ce iese din gura lui, ce pretenție mai câte vădare? Nu. Întotdeauna s-a spus asta. Părinții... În anul 1999, eram profesor la Berșel și m-am dus la Coma. Acea situație, că sunt de vină copiii, că sunt de vină, nu, doar copiii sunt copii. Nu, copiii sunt copii. Dacă tu ca și cadru de dat, de ce să-ți apropii copilul ăla, copilul ăla se va schimba. Și vreau un exemplu. În 1999, eram scris la școală Coma 65 de copii. Primul lucru pe care l-am făcut, am dat un test să vedem cât știu tavanul ține. 5 copii sau 6 copii din 65. 4 copii din 65 de copii. Da? Am stat un an jumătate și când am plecat, da? Le-am dat alt test cu tabla mulțire la care și 6 nu mai știau. 6 copii nu știau tabla mulțire. Asta ce înseamnă? Ce înseamnă? Adică tu ca și om, până la urmă, nu că ești profesor, ești om. Știi să-ți apropii copilul. Dacă nu știi să-ți apropii copilul, acel copil nu m-a învățat niciodată. Nici părinții mei nu au avut calte și nu știa nici măcar să scrie tata. Și spunea, tu te-a lăsat. S-a răspit acasă la lapă și a scris lecții. Da, nu-l interesează. Acum nu se mai interesează părinții de treaba asta. Nu cumva să te atingi din copilului, că automat sună la potenția copilului. Eu am luat și eu și sunt foarte mulțumit. Am luat și o clasă a 6-a. Nu pot să stau fără copii. Nu e bărat de bani, că-s 4 ore. Da, sunt foarte mulțumit de clasa a 6-a. Și toți, bă, că sunt copii foarte buni, cu minții. Sunt copii toți. Sunt copii. Iau, sunt foarte sensibili. Dacă tu, ca și om matur, vorbești puțin mai dur cu copilul, păi ce voi? Să speră și copilul. Și trebuie să ai un comportament diferit de la copil la copil. Sunt copii care trebuie puțin să vorbești mai răstit cu ei, astfel încât să nu se spere, dar sunt copii care sunt foarte sensibili și nu poți să le spui niciun cuvânt. Adică trebuie să decurgi la niște metode de, nu știu, dumneavoastră știu, de apropiere, ceva... Nu, vă rog, nu mai dați vina pe părinți, nu. Să zicem că din acei 22 de copii sunt de vină 10 părinți. Dar nu toți 21 de aia. Păi, dar știți când i-am spus la părintele respectiv, de fie atât cu copiii tot ce ne-a zis, uite, așa am studiat pe buzii de astea. Și ce să-i faci copii? Vrei să-l bat, dar tu ți-a zis așa? Da, profesorul mă învață că așa ceva nu-i frumos. Păi în continuu te explici copii. Și dau un exemplu și mi-ai dat la suflet exemplu cu Dorel. Fiecare șantier are un Dorel, de da, știu. Avem și noi aici un Dorel. Dar și am rămas impresionat, toată ziua nu mai înjura. Și îi spun, mă Dorel, nu mai înjura că e păcat, mă. Nu înțelegi că e păcat? A, bine, că el e tot înjura, el știe. Înjura în continuu. Și am zis, măi, păcat, nu poți să înjuri așa ceva. Și mi-a zis într-o zi să-i dau bani, că nu mai înjur. I-a dat bani, i-a tot înjurat, stați în jurat, a doua zi iar i-am spus să nu mai înjure, că-i păcat, aia, peste 3-4 zile, o săptămâni, zic, mă duc, ai mai înjurat? Eram la Vecșești. Nu, n-am mai înjurat. Ok, vine aici la școală la Sândoi. Dorel, ai mai înjurat? Domn primar, n-am mai înjurat. Și cum e Dorel? Foarte bine. Dar de ce spui că foarte bine? De când nu mai înjur, nu mai sunt jurit pe mâini. Deci a constatat el însuși că în înjurarea respectivă Dumnezeu îți lovea la mâini. Ei, nemai înjurând înseamnă că el a constatat că e bine să nu mai înjură. El nu mai înjură. Acum spune că nu mai înjură. Nu știu. Bine, alte întrebări. O altă chestie, domn primar, nu pe toate gardurile puse, angajări personal de toate categoriile. Noi cu atâtea ajutor social... Puteți-a rog la doamna doilea? Și să-mi aduc pontajul de la acum, câte ajutoare am creat? Nu, dar am pus întrebarea, să zic că... Nu, de la stuful nu știu, de la acolo.
sunt oameni în toată firea asta, acasă de 120 sau 140 câte niște știu? Nu știu câte, da? Și uite, nu se duc și nu mai și la televizor. Tot se pun patronilor, asigură și masă, asigură și transport. Și vă dau un exemplu cu Fierarul Adrian, sau Fierarul Andrei de la Stuf. Da. Da. I-am găsit un loc de muncă să ne angajăm. 16 milioane sau nu știu, până la 3-4 copii cât are. A, chiar așa. Așa. Deci nu a vrut să se angajeze. Fierarul Andrei n-a vrut, dar mi-a făcut reclamații așa. La prefectură, la nu știu, o 3-4 reclamații. Deci 18 ajutoare sociale am tăiat de la Comar. 18! Da, da. Dar cu condiția să meargă ca să... la fel mai din muncă. Dacă nu vor mai ce să le faci... Dacă nu vor mai lua bani, mă pot să duc. Dacă nu vor lua bani, mă pot să duc. Îmi face reclamații la prefectură. Și? Păi zice, ok, bă, nu poate munci. Am tăiat 18 ajutoare, nu am Comar. Ia să mai tăiați și din alte. Și unde și ai sotea? Și la Stufu. La Stufu. Ce vă zic? Să dau, cred că vă să zic. Eu n-am spus la treabă. Om, în toată firea. Adică cu ziua 4 munci și acolo 8 ori, nu 4 munci. 18 ajutoare. Chiar acum vi le țin pe mine. 18 ajutoare. Nu mai departe. Luna trecută s-a dus fănică asta, cireș, să ce-a dat cu cineva. Și pe urmă la roșă în jura. N-ai treabă cu minică, zbonat, nu știu ce. Dar eu am făcut tot ce? 18 ajutoare. Din 50 am tăiat 18. Alte întrebări. Sper că următoarea ședință vă dau vești cât mai bune. Așteptăm publicarea pe afir dacă ne aprobă canalizarea. În general din lună lună și așteptăm. Azi, mâine, poimine se afișează. Pe data de 11 trebuia să se afișeze dacă s-a aprobat proiectul sau nu. Îți ia dosarul. Spre exemplu, ai dosar de 50, până în 50 de puncte. Ei sunt nevoiți să-ți ia dosarul ăla, 50 de puncte. Dar dacă, bine, la noi nu este situația, dacă un proiectant pune din 10 puncte în plus, ți-l declară neregibil din stat. Nu ai voie să greșești decât un anumit procent, 10% din valoarea, 5 puncte. Dacă ai pus cu 5 puncte în plus, deja ești neregibil. Și tu ai o pilă de calcul. Ai numărul populației, 0, nu știu cât puncte. Atâtea punctaj. Numărul de locuitori al comunei. Atâtea puncte. Câte puncte de interes ai? Două puncte de interes. Două puncte pentru fiecare instituție, însemnând 8 puncte, dar nu mai mult de 4. Pe urmă, și pe mântăia pe aia, legătura dintre un județean, un național, 12 puncte. Și când calculezi, trebuie să-ți iese ei dacă au pus, spre exemplu, eu aveam 50, să zicem că aveam 49. Zice că aveam 49, dar eu am trecut 51. Am trecut eu că eu un an. Dintr-o dată, nu mi-l dădea iregibil, dar mă lăsa când intra celelalte proiecte de la 40 la 50 spre evaluare. Dar dacă eu treceam, aveam 45 de puncte și nu 51, mi-l dădea dintr-o dată neiregibil. Nu mai intra în evaluare între 40 și 50. Adică vreau să spun că consultanții sunt atenți. Adică nu riscă. Pentru ei, spre exemplu, firma asta de consultanță. Eu am făcut o firmă de consultanță de la Iași, văd că sunt bun. Dacă au intrat în evaluare toate dosarele, ei câștigă foarte mulți bani. Consultanța pe afir. Deci o consultanță pe afir în derularea sunt 13.000 de lei, 1.300 pe care îi dă prin fonduri europene. Deci pentru ei este o mândrie și în același timp și un interes să lucreze la aceste proiecte. Spre exemplu, când a venit vizitat teren pe canalizare, mi-a dat niște puncte acolo ca să le mai completez. Știți cum, imediat consultantul. El a lucrat totul astfel încât acest proiect să se depună. Spuneți, vrei să spuneți și mai întrebare. Da, păi, Astuful de ce? Astuful trebuie să fie foarte bine. Păi, am două puncte și acolo. Da, se aliază cu trei comuni. Da, dar nu erau
Ei stau ca unii. Da. De exemplu, dacă le-a spus de la trei, îi trebuie trei comuni. Vitejă, Nicolae Băncescu. Nu era criteriu. Și avea și Cuman. Nu era criteriu. Era criteriu cintiu. Cintiu și biserică. Da? Da. De la Vara Sacă sau de unde o asfaltat până sus, până în pături, în sus, acolo. Aici să-ți mai spun ceva. Era măsura, nu 4-1 era cu pescăria, ce măsură? 3-2-2 era cu infrastructură, era cu infrastructură, era pe ghidul solicitantului, pe fondul european de 2007-2013, era acolo o măsură prin care te puteai duce pe drumuri agricole. Acum te poți duce pe drumuri agricole, dar e bătaie mare, pe viață și pe moarte. Adică trebuie să ai în zona respectivă la drumuri o anumită suprafață, o suprafață foarte mare. Acum, în comuna Sândoieni, o prins, dar ei a prins pe ultima sută de metri. Deci i-au prins pe ultima sută de metri un proiect depus în 2011, luna mai. Deci, începând cu data din 2011, luna mai, până în 2015, nu s-a mai depus niciun proiect pe fonduri europene. Decât pe pescărie 4-1 și nu mai știu ce, niște măsuri foarte mici. Acum, eu mă gândeam să facem un proiect comun, proiect comun cu cei de la Bărcescu pe Bejănea, pe sus. Da. Dar nu mi-e să suprafața. Și mai mult de atât, acel drum, nu știu cum s-a făcut registrația, Neonică știe mai bine cu, în 91, nu este drum al nostru, drum agricol. Nu este. Este drumul pădurii. De exploatat. Nu este al nostru. Nu știu cum Dumnezeu a fost trecut în inventar. Neonică spune. Cu cea, eu așa figurat, în forestier. E, după 90, a venit a fost o ordonanță prin care drumurile forestiere care traversau terenurile agricole au trecut la comune. Pentru că cei de la Silvic ceru să se treacă la comune, că le era greu de întreținut pentru ei. Eu știu că era la comună. Acum aud că este la Silvic. Mai mult de atât. Este tot a comunei, dar pe halt scrie nu forestier. Da, dar ei atunci deși pun barieră sus. E legal. Le-am transmis adesea că pun legal. E un barieră acolo, care atraversează drumul ăla la sat. Este ilegal. Prin ce nu știu că spun ei chiar. Nu poți să mergi. Nu poți să mergi. Ei spun așa, acum o să ce vă când toate s-au transformat în, au fost date nouă sau nu știu, cu verificație în mai așa. Păi au fost date, deci când am fost eu în funcție, erau la comună. Deci nu erau la SIL. Deci erau la comună. Da, și acum tot la comună, dar pe harta respectivă scrie drum forestier. Nu scrie drum agricol. Dar pe ea de bază altcineva... Alta. Nu, s-a modificat harta, nu știu. Exact. Spre exemplu, acea situație, tocmai ta știi mai bine, cu studii pedologice, cu solul. Iar o situație ciudată. Bereștiul, Riveziu, este zonă defavorizată, da? Unde au anumite beneficii din toate punctele de vedere, și la pajiște, și la proiecte europene, e un anumit punctaj, iar noi, Sândurene, care suntem în mijloc aici, nu suntem în zonă defavorizată. E moștenirea care ne-a lăsat-o de pe timpul lui Ceaușescu. De ce? Pentru că ca să poată face iase, să aibă condiții să poată face iase, o încărcată proprietățile solului. Una dintre condiții cu solul. Avem în jurul comunului aici, toată ce este zona Tazlăului aici, terenul mai în categoria 1. Cu toate și ele din categoria 4-5. Cu toate că în coloa de albată, deci noi aici, în zona asta, eu vreau să știi mai bine cu astea, că și tu aia ai de și acum nu se poate face nimic. Mai mult de atât, terenul, șes, care a fost la noi, la așa, în categoria întâia, se duce până la pod la Berești Azlău. Decât 50 de metri de la jurul național, cât ține loturile de casă, cât ține casă. Nu ne întrebeam, restul îi lăsăm lei. Deci arată și data asta. Deci, de fapt, asta arată și data asta. Dar nu, dar nu s-a mai schimbat nimic, e aceeași legislație. Asta este. Chiar astăzi am fost astăzi pe două. Nu s-a schimbat nimic, e aceeași zonă suntem. Da, băi, pentru că nu se schimbă. Nu se schimbă proprietățile. Dar dacă mai era la discuții că se formă niște criteriile de selecție la zonă de favorizare. La drumul lui Eva, la Deale, Gherești, sau criteriile de încadrare. Nu s-a făcut nimic. Nu e
chemat cu ultima. Astăzi am fost la directa. Deci nu am înțeles. Nu am pus alegeți pe fiul lucrurilor la discotat. Păi și s-au făcut lucrurile astea. Da. S-au făcut de mesul de mesul. Nu, ori m-a făcut da. Deci cine va încerca să dă un proiect, va fi bagă și îți dă cu handicap. E, da? Da. Și vine așa de ei. Genial. Nu, sunt niște de granițele comune, de portare, care ar trebui pus la... Așa s-o pierdut și partea din Islanda sus, cu pădurea, prin terenul la pădurea statului. Cineva a fost la București, la Compania Națională de Investiții. Și ne-a găsit acolo pe o listă, la ciudat rău de tot, un cămin cultural din 2005. Ce cămin ați depus acelea în 2005? Deci nu de reabilitare, de construcție cămin. Căminul ăsta de aici l-ați depus acelea. De aici, că e da. Deci vă dați seama, din 2005 există solicitarea aia la CNI. Și acum am transmis, dacă sunt, mi-a spus cineva, un consultant, că suntem pe lista CNI-ului și am transmis o adresă dacă suntem în cămin acolo. Să vedem ce cămin. Dar cei de la CNI, cum fac investiții? Ei fac tot. N-ai nicio treabă tu. Tu nu faci licitație, ei fac tot. Să vedem acum dacă suntem în cuși cu un cămin la CNI. Dacă suntem în cuși cu un CNI, facem un cămin. Ei fac, nu? Foarte bine. Adică depinde unde facem. La Stufu sau la Greșești. Nu din bugetul local. Deci, Compania Națională de Investiții îi suportă toate cheltuielile. Nu, 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 nu,